Marți dimineață, la nivelul Serviciului Poliției de Frontieră Rădăuți, s-a declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări aduse din Ucraina. Astfel, în jurul orei 6:30 pe raza localității Voitinel, polițiștii i-au dat semnalul unui șofer pentru a opri la control. La volanul autoutilitare se afla un bărbat în vârstă de 40 de ani din județul Hunedoara. În urma controlului efectuat asupra mașinii, polițiștii de frontieră au descoperit un locaj special amenajat sub lada de transport marfă, în care se afla o mare cantitate de țigări, fapt pentru care bărbatul, precum și autoturismul, au fost conduse la sediul Poliției de Frontieră în vederea efectuării unui control amănunțit. Cu această ocazie, în locașul special amenajat au fost descoperite 12.288 de pachete cu țigări marca Viceroy, de proveniență ucraineană, în valoare de 122.600 de lei. Ce transportați cu mașina? Nu vedeți țigări. Câte? 25. De? Boxeri. Bărbatul este cercetat de către polițiștii de frontieră pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Mai mult, autoutilitara folosită la transportul țigărilor de contrabandă, în valoare de 3.520 de lei, a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor.